Nicolae Melnic, fost maestru pe defrișări în sectorul Ciocana al Capitalei, susține că a primit indicații la telefon de la conducerea întreprinderii municipale Spații Verzi pentru tăierea unor arbori fără a fi întocmite actele necesare. Situația care a fost. Pe autorizație au fost 180 copaci care erau la defrișare în parcul de lângă Mircea cel Bătrân 29/1, numai la deal de Kaufland. Și eu trebuie să fac defrișare, că toamna anului trecut să fac plantări. Respectiv, ei s-au mai uscat pe parcursul anului. Și eu, normal că am vrut să țin poziția și să fac după lege și după document, să facă măcar un act intern, hotărâre de guvern, că eu să pot cât de cât arăta cheltuielile și serviciile la oamenii care muncitori, și bachitați. Adică eu să arăt cu bătura în contabilitate. Domnul lui, fostul director, domnul Carp, fă pe autorizație cei vechi, sau vorbești cu Wenger. De la scoarul și la... Scoarul de la, mai la deal de Kaufland? Da, da. Azi nu lucrez acolo. Bun. Trebuie să terminat acolo lucrul săptămâna viitoare. A fost Vlad și-a mai marcat arbor și-a spus că... Spun, da, așa cum s-a spus Vlad, așa, săptămâna viitoare acolo trebuie terminat. Da, dar pe noi document la celălalt copac care el l-a marcat și-a zis că... Nicolae, să vii la mine și eu îți dau documentul. Documentul la mine. Bun? Am înțeles. Bine? Da. Am mers cum spune el, Vlad Wenger. Vlad Wenger, ia ca care e situația. Nu facem hotărâri de guvern că nu ne dă autorizații la agenția mediu, dar și are agenția de mediu cu autorizații care noi putem să facem act intern. Dacă tu este intern, e pentru cazurile lor care, la prieteni care se intervină prompt și să facă lucrările. Eu nu vreau să risc și îți spun așa cum este. Poate faci hotărâri de guvern că să putem arăta copacii ăștia, că a să bată la ochi și știi că doamna Camelia și așa ne iubește sectorul de fșare. Da, eu am fost la doamna Camelia și am grijit pe tema asta. Și am explicat, hotărâri de guvern nu-i variant, nu putem face, Nicolae, pe așa copaci. Da, dar eu spunea și că am tăiat fără document și că am ei dat motiv e ca pe mine să zic pe de dreptul. La scoarul ăsta, la Mircea Bătrânu, ne lucrez și azi, la 29/1. Da. S-au mai marcat copaci? S-au mai dat document? Eu am mai marcat încă vreo 22 de copaci. Da. Da, e tăiat tot cu autorizație și... Dar pe ei nu ne ajunge, dacă să-i tăiem. Și ce anume? Ei sunt 180, eu am tăiat 125 am o astăvară. Și ieri am tăiat 35 și am declarat și ne-au rămas 20. Eu înțeleg, dar eu am fost la director, el a zis să tăiet așa, dar spuneți, tipa, că mai mult lemn voi și pe urmă de-am cu turnul, chestiile astea să fac eu cumva. Vladislav Wenger, șeful secției inspectorat din cadrul întreprinderii municipale Spații Verzi, neagă faptul că ar fi dat asemenea indicații. Atunci, toate că am insistat o săptămână de zile și totuși am actat arbori și ei care i-am defrat surplus și agenția de mediu a spus că tot e făcut tot legal. Adică am răspuns de la Ministerul Mediului că s-a făcut act hotărâri de guvern intern și s-a arătat cheltuielile la contabilitate.